Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Soarele răsare din nou într-una dintre cele mai uscate țări ale lumii, dar pe aventurierii noștri altfel de problemă îi macină de dimineață. Ne-ai rupt capul, dar nici măcar nu am adormit. Unde să dorm, frate, ai urcăit toată noaptea, de ce ești mai rău decât Cosmin, mâncați ajurat, am crezut că mă odinesc. Noapte de coșmar, Guza a sfărăit, noi toate fetele ne-am revoltat și dimineața l-am legat, am vrut să-l pedepsim. What happened with you? No, no, he was bad. No, he was bad. Ah, okay. He was snoring. Snored all the night. He don't eat today. No breakfast for him. Don't eat breakfast. He's a bad boy. No breakfast for you. Okay, no. How was your sleep, guys? Actually, if we were just girls, it would be could bad. Have been if better he will not him. Sleep with us, maybe it would be okay. Okay, good. I suppose you are hungry. Yes, how you about suppose having correctly. Breakfast? Yeah. Yes, yeah. Maybe. Breakfast is ready. Let's go. Okay, help you me. Eat this. Iar el zicea, nu mă lăsați cu doamna Adriana, nu mă lăsați cu doamna Adriana, cât de la față. E, tocmai cu Adriana l-am lăsat și noi am ieșit din cameră și ne-am dus fain frumos către micul dejun. Ia-l la față, nu mai dați la față. Come on. Nu mai dați doamna Adriana la față, vezi, că doare vezi, acolo. Vezi. Și mă și vede lumea, mă vede și mama. Hai, mișcă-te. Good morning. Good morning. Extremely well, thank you. How are you? M-am odihnit incredibil de bine. Nu am dormit atât de bine în Asia Express până acum. Când am ajuns în bucătărie, părea de poveste tot, părea un film, o farfurie gigantică în mijlocul camerei, unde se găteau cărnuri și parcă era prânz, cină, mic dejunul de ziua următoare și prânzul de ziua următoare. Thank you so much. I will try to eat something. You need to eat something because you'll have a very long day. Yeah, I know. Băieții au pregătit un mic dejun tradițional, foarte gustos, care mi-a dat un boost de energie. Here you have hummus. Hummus is famous, right? My love. Yeah. I love this breakfast. And falafel. And the bread is fantastic. This is kak, we call it. It's every morning, like, people doing this kak with sesame seeds, if you can see. Mm-hmm. Sesame seeds. Am fost în continuare tratate regești, adică am avut un mic dejun splendid, atât de special, cu tot felul de preparate. Un mic dejun sau un aranjament de până la alte cazări în Asia Express era cină. Sigur, ne-au prins ai noștri mâncare ca asta. Cred că e cel mai... Poate Lidi. Mare. Eu zic că Lidi. Mic dejun. Ce? Bine. What's breakfast? Morning. Everything looks delicious. N-am putut să mă bucur mai de nimic pentru că gândul meu era în continuu la Esti. Și mă simțeam cumva și prost că eu beneficiez de toate bunurile astea pe munca ei. Și mi se părea corect ca ea să fie cea care beneficiază de ele. Nu știam absolut nimic de Esti și asta mă rădea cel mai mult. Eu nu am dormit, că mă tot gândeam la Mihai sincer. Eu nu pot să mă bucur așa deloc cu asta. N-am dormit bine deloc. Era foarte cald, nu puteam să respir bine și era și un miros nasol în cameră, patul ăsta murdar. De dimineață ziceai că să fie la spital, dar pe vechi. Ori am mai văzut imagini așa din închisori cu paturi de alea mai joase. Și acum zici că mi-au micul dejun în celula numărul 10. Și am început să mănânc liniștit, precum Forrest Gump, pe marginea patului o felie de chec. Am primit și o cafea mare. Today it is too much hot, the weather. Yes. Yeah, I have a cuff. Do you know to put it like? Yes? Can you help me with this? Cumva sunt relaxat pentru că știu că urmează tatăl Roniei să mă ducă la destinație de pe plic. Oh. Thank you so much. Oamenii ăștia m-au și cazat. Mi-au dat tot ce au avut ei mai bun. M-au primit într-un fel atât de frumos. Și pe lângă astea, toate, ce să-mi dea și un cadou. Oh, ce prost mă simt acum că n-am să dau și eu nimic în schimb. Sincer, am călătorit mult, dar oameni ca aici, atât de buni, eu n-am întâlnit. Nu înțeleg, pur și simplu, nu înțeleg de ce sunt atât de buni cu cei din jur. Chiar dacă suntem pentru ei total străini. You treat me like a princess. Thank you so much. Eu nu vreau să-mi fac griji ca să energiile mele să fie negative către ea. Eu zic că e bine, că i-a fost bine. Cred că este cel mai bun mic dejun pe care l-am mâncat vreodată.
voi încă mai aveți ani buni și mulți să stați împreună cu copiii voștri. Dar pentru mine, cred că acum este ultima gară pentru Maria Speranța în a sta împreună cu ea. Ea se va urca în trenul vieții ei și eu o să rămân pe peron să o aștept să vină acasă de fiecare dată. E foarte greu momentul ăsta, mai ales în perioada asta în care lumea voastră și a ei nu mai e cum a fost lumea mea. Și atunci, dacă i-aș fi dat drumul să zboare în lumea mea, nu mi-aș fi făcut atât de multe griji. Dar pentru că zboară în lumea ei, o lume pe care eu câteodată nu o mai înțeleg, e cu atât mai greu. A fost o dimineață emoționantă, n-am gândit la copiii noștri, n-am gândit că sunt departe și că ne e dor de ei. Bineînțeles că am început să plâng pentru că deja mă luase dorul de ai mei și de prea mult timp mă tot abțin și mă abțin și mă abțin. Cumva și ei ne dau puterea asta să rămânem aici și să luptăm și să ne motiveze, pentru că gândul la ei întotdeauna e o motivație puternică. Eu zic că cele mai importante lucruri pe pământ sunt copiii, iar pentru cei care nu au copii, faptul că în fiecare zi vrei să fii bun și vrei să ajuți pe cineva și vrei să oferi iubire și a nu aștepta niciodată ceva de la cineva și să faci toate lucrurile astea cu dragoste și cu iubire, cred că e cel mai important lucru. Ne-a dus și pe noi într-o zonă de sentimentalism. Oricum, toată noaptea m-am gândit la Cosmin, ce face, unde o fi, dacă o fi mâncat și el, dar mi-am pus bazele și speranța că se descurcă. Sunt atât de fericită că v-am descoperit pe voi și mă uit că dacă aș fi acum mama voastră și aș sta cu voi la masă, aș fi foarte fericită să fiți copiii mei. Mi s-a făcut și mie dor de copii și n-am. În acel moment am realizat că eu o să plec. Dragii mei, este timpul să reînțepeți cursa. Sunteți deja așteptați la prima misiune. I have to run. Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom.